atitudine ostile a PNR-ului față de noul ministru de externe. De asemenea, nu se pune problema neacordării sprijinului politic. Ce trebuie spus, însă și este adevărat, e că, pe de o parte, în raport cu statutul partidului, s-a procedat destul de precipitat, în sensul că, folosind prerogativa alcătuirii echipei guvernamentale, premierul nu a mai discutat la biroul politic propunerea pe care domnia s-a asumat-o, s-a dus cu ea direct la Cotroceni, fără ca ea să fie discutată în biroul politic al partidului. De asemenea, prin opțiunea pentru un tehnocrat, sigur, în legătură cu care se pot discuta multe până una alta, însă cred că trebuie să avem în vedere aspectele pozitive și partea respectabilă a carierei diplomată a domnului Comănescu, iar și asta e altă discuție. În tot cazul, probabil că vocile despre care dumneavoastră vorbiți, și încă o dată precizez că eu n-am participat la nicio astfel de discuție oficială sau neoficială, dar vocile probabil că discută despre faptul că nu este o asumare politică, o opțiune politică a partidului cu un om politic, cu un proiect politic al partidului, ci pur și simplu este o chestiune mai degrabă administrativă pentru care a optat premierul, scoțând cumva Ministerul de Externe sau politica externă în afara zonelor de proiecte politice prioritare ale Partidului Național Liberal. Așa cum premierul Tăriceanu și-a asumat numirea domnului Cioroianu, așa cum și-a asumat menținerea domnului Cioroianu în funcție de ministru de externe, în ciuda unor cereri din partea colegilor din birou privitoare la o remaniere, așa și-a asumat acum și această numire a domnului Lazar Comănescu. În ceea ce privește acțiunile de politică externă pe care domnul Comănescu, ca ministru al afacerilor externe, le va iniția, evident că ele vor avea sprijinul parlamentar și politic al Partidului Național Liberal în măsura în care ele sunt necesare pentru obiectivele de politică externă ale României. Dar e deja o chestiune, repet, mai mult administrativă și se pare că odată cu această numire, în acest fel, premierul pare să fi concedat, să spunem așa, Ministerul de Externe administrației prezidențiale, ceea ce nu e chiar curat constituțional. Așadar, dumneavoastră, cel puțin personal, vă deranjează faptul că premierul Călin Popescu-Tăriceanu nu a discutat cu membrii partidului în biroul permanent și a făcut numirea direct, numirea domnului Comănescu? Nu e vorba dacă mă deranjează pe mine sau nu. Personal chiar nu mă deranjează. Eu am făcut referire la ceea ce dumneavoastră comentați, că aici o procedură statutară a fost cumva eludată. Dar nu cred că asta este problema principală. Problema principală este că, în opinia mea, și atâta vreme cât guvernăm ca partid, purtăm această răspundere, în fruntea unui minister ca Ministerul de Externe e nevoie de personalități și de proiecte, și nu neapărat de buni executanți. Din lucruri care s-au dat publicității și foarte recent, e limpede că domnul Comănescu este un foarte bun executant. Să sperăm că va fi și un foarte bun ministru. Domnule Crin Antonescu.